Salut, prieteni, Autașin este aici. Bădălău junior, Borfașul junior. Ce faceți, Borfașule junior? Câte descoperiri ai avut în viața ta ca să devii milionar, mă? Câte premiu Nobel ai luat, mă, să devii milionar, mă? Ce-ai descoperit, mă? Ce-ai descoperit? Că nici măcar corupția nu ai descoperit-o, mă, Borfașule, mă. Dar tu, oare, cu câte guri mănânci, mă? Cu câte guri mănânci? Du-te, băi, Borfașule, o să-ți fac eu trimitere către pușcărie, bă. Stai liniștit, băi, băi, excrocilor, bă. Nu mai e furați, băi, pușcăriașilor, bă. Excrocilor, bă, hoților, bă, șpăgarilor, bă. Ești un excroc, bă. Dați, bă, banii înapoi, băi. O familie de Borfași, bă. Borfașule, bă, excrocule, bă. Dă, bă, banii înapoi, bă, Borfașule, bă. Excrocul bădălău. Acesta a fost excrocul Borfaș Bădălău junior. Cel care astăzi are contestația împotriva măsurii preventive a controlului judiciar. Acesta se vrea liber. Dar tribunalul Giurgiu a menținut controlul judiciar asupra acestui Borfaș, fiu de Borfaș. Juniorul excroc Borfaș Bădălău Radu Gabriel. Astăzi el are contestație împotriva decizii tribunalului Giurgiu de a menține măsura preventivă a controlului judiciar. Vom intra să vedem ce rahat mănâncă.